Una dintre cele mai vechi reviste de jocuri pe care încă le mai am avea pe copertă la vremea sa Settlers 4 și pe coperta cealaltă pe branch-ul de la Neața. Nu știu de ce. Erau alte vremuri. Vremuri în care puteai găsi într-o revistă un ghid de overclocking pentru plăci video GeForce 256. Nu în sensul de plăci GeForce din seria 200 GTX astea noi, ci primele plăci GeForce în care erau comparate cu Voodoo 5 și Voodoo 3 chiar. Erau alte vremuri. În acea ediție din 2001, cred că ianuarie sau februarie era din PC Games, am citit avant-premiera lui Settlers 4. Asta era înainte ca să fi jucat măcar vreun Settlers. Practic, la vremea aia, singurele PC-uri pe care pusese mână erau cele de la școală sau de la internet cafeuri și acolo nu aveau Settlers. Aveau Quake 2, totuși, și StarCraft și Delta Force, așa că era ceva. Dar m-a fascinat acest joculeț cu omuleți pândesați, cu ochi bulbucați, îmbrăcați ca romani, ca steci, ca maiași, ca ce mai erau, ca vikingi. Și 13 ani de zile nu l-am jucat, adică nu pe 4. Jucasem predominant 2-ul pentru că a fost primul pe care l-am jucat practic și a rămas favoritul meu. Dar acum că joc 4 și văd că este o evoluție oarecum nu foarte însemnată a lui 3, cât de mult oare pot să-l disprețuiesc în comparație cu 2? Răspunsul? Nu foarte mult. Ar putea fi pentru că doar al 3-lea a fost pentru cea mai mare parte din timp punctul focal al disprețului meu și 4 a cam scăpat pentru că nu l-am jucat deloc. Dar ar mai putea fi și pentru că 4 a cam reparat câteva mici probleme pe care le avea 3-ul și anume au adăugat iar camera care îți permite ca să vezi chestiile mai în detaliu. O, sigur, este blocată ca parte din interfața aia nu foarte bună, dar este acolo. Mai important, poți da zoom in, poți da zoom out, poți să te plimbi pe hartă să vezi iepurașii cum ți-o păiesc pe colo-colo, să vezi omuleții cum tot n-au animații de idol. Dar e ceva. Și are tooltips. Tooltips sunt o unealtă grozavă. Settlers 2 reușea să fie suficient de simplist încât să nu prea ai nevoie de tooltips. Adică fiecare clădire se explica de la sine exact ceea ce făcea și pentru ce și de ce și cum. Poate cu mine le aveai nevoie de ceva mai multă înțelegere, dar după ce vedeai ce face un geolog de colo-colo, era cam ușor să-ți dai seama care-i treaba. La 3 adăugau câteva clădiri care necesitau ceva explicație, cum ar fi Vineyard, ce fac cu ea, de ce o construiesc, cine vrea să se îmbete. Răspuns, zeii. 4 adăugat tooltips. Peste tot tooltips a făcut totul mult mai ușor de navigat. Sau măcar de înțeles pentru cine îl navighează prima oară. Ușor de navigat tot nu era pentru că iarăși interfața este complet greșită pentru un joc de acest gen și partea cu militarul care poți să-l controlezi direct. Asta este ceva ce cred că fundamental au greșit cam toate jocurile care au urmat după Settlers 2. În Settlers 1 și 2 nu aveai control direct asupra mai nimic în afară de amplasamentul clădirilor. Și asta era tocmai ideea. Făceai doar planul, orchestrai. Nu spuneai omulețului, tu și doar tu ia acea bucată de cărbune și tu acum du-o dincolo. Nu, omulețul, cum putea, când putea, dacă nu era un blocaj în drum sau dacă nu era niciun măgăruș care i-a furat cărbunele, ducea acel cărbune unde trebuia. La fel și cu armata, le spuneai, voi, atacați acolo câte 3, câte 4 și plecau la atac. Sau spuneai, voi, rămâneți mulți în apărare sau rămâneți doar câțiva în apărare. Era destul de vag încât să te facă să te simți de parcă acei omuleți știau să facă ceva de capul lor. De la 3 încolo n-a prea mai fost valabil, fiindcă omuleții stăteau degeaba când nu le dădeai ceva de făcut. Iar soldații, cam la fel, și pe ei chiar trebuia să-i controlezi manual în lupte și disjuncția asta nu mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut la 4 era că puteau face grevă omuleții tăi. Începea să bată într-un stil ceva mai strongholdian, aș putea să spun, cale pe care a cam călcat seria cu, cred că al 6-lea. Sau al 5-lea. Da, al 5-lea. Cel la care nu mai aveai cărăuși,
pur și simplu fiecare meșteșugar se ocupa de propriul său transport, în esență devenea Stronghold. Ok, și Stronghold are felul său în care nu ai control, ok, ba nu, nu, nu. La Stronghold chiar ai control mult mai fin asupra economiei, sau măcar un control mai direct. Vreau să fac o analogie, dar văd că nu prea-mi iese. Ce mi-a mai plăcut la Settlers 4 era că iarăși extindea numărul de chestii care erau în el. Aveai o tonă, cu toate variantele incluse, aveai nenumărate, dar foarte multe facțiuni. Aveai până și un trib întunecat condus de Gargamel din Ștrumfii. Intro pe care l-am iei de la varianta Gold, așa că habar nu am ce caută el acolo. Dar presupun că se leagă de campania originală pe care n-am terminat-o sau de jocul anterior pe care nu l-am terminat. Cu toate acestea, grafica sa continuă să mă revolte. E un joc la care nu poți vedea diferența adesea dintre iarbă și copaci. Sunt atât de multe nuanțe de verde, atât de multe posibilități și au ales cele mai asemănătoare contraste cu putință încât face totul să arate ca o vomă vizuală și nu în sensul bun. An de zile după Settlers 4 n-a mai fost absolut nimic. O liniște completă până când a fost acel Settlers 5, Something of the Something Something. Intraseră într-o perioadă în care Ubisoft dădea niște nume foarte ciudate jocurilor pentru că erau acum publicate de către Ubisoft, Blue Byte devenind un studio Ubisoft, a cărui membri ocazional se laudă că dacă ar putea să monetizeze ei League of Legends ar dupla profitul instantaneu. Heritage of Kings nu am jucat, bugetul meu s-a limitat la 2, 3 și 4. Sunt pe GOG toate dacă le vreți să încercați, dar încă un motiv pentru care nu l-am încercat este că a schimbat atât de multe față de Settlers. Este un joc aproape de sine stătător. Ocazional îl văd doar numit Heritage of Kings, abia dacă mai este pomenită parte de Settlers, deși era încă în vremea în care Ubisoft mai testa hipsterismul titular și puneau subtitlul înainte de titlu, ca la Might and Magic Heroes 7, 6 sau 5. Cum mai spune. Iar într-un fel și-au dat seama că făceau poate prea multe schimbări față de ceea ce lumea considera fi cel mai bun din serie. Motiv pentru care, cam la vreun an după au lansat, sau 2 ani, au lansat Settlers 2 10th Anniversary Edition. O ediție aniversară refăcută în 3D a lui Settlers 2 cu același, predominant același gameplay și un zoom infect. De ce au trebuit să strice zoom? Adică aveau zoom în Settlers 4 care era fluid, dar în Settlers ăsta 3D-ul, când dai zoom in, camera zici că face whiplash, sau cum îi spune la efectul atunci când frânezi foarte rapid și zboară capul de colo-colo până îți rupi spinarea. Dar pe lângă asta era o redare foarte bună a gameplay-ului cel vechi. Aveai drumuri, aveai geologi care puteai să-i trimiți la drumul și alte chestii fără să-i cauți în inventarul de omuleți, doar dând pe hartă click. Pe steag, send geologist acolo. Era atât de rapid, atât de rapid în comparație cu 3 și 4. Nu trebuia să-i cauți. Erau acolo, nu trebuia să-i antrenezi tu manual, se antrenau singuri pentru că dacă avea cineva un ciocanel la îndemână, lua și se făcea geolog. Era atât de banal. Dar două jocuri nu le-a trecut prin cap să facă acel lucru banal din nou. Și interfața curată, ok, nu chiar super curată, adică tot era puțin tel cam îngrămădită cu modul în care au puse mesajele în parte de sus, dar e acceptabil să zicem. Ce nu mi-a plăcut la acest joc era grafica. Am apreciat faptul că au revenit la acel stil de a face omuleți să pară mai omuleți decât a personaje reale, însă era o mică problemă aici. Vedeți voi, Settlers 2 avea un stil realistic, doar că în același timp comic, adică interfața sa era columne romane, statui romane proporționate corect, aveai în acel tab de mesaje un roman care stătea înalt, falnic și arta om. Ediția aniversară a considerat că totul era o glumă, că totul era acel stil de păpuș, iar aici nu era tocmai corect. Adică interfața măcar trebuia să o lase cu stilul standard roman, curat, de marmură, frumos, splendid. Și de asemenea, fiind un remake al lui Settlers 2 care funcționează fără nicio problemă pe orice sistem modern și având cam aceleași misiuni, adică uitându-mă pe hărțile sale le țin minte din Settlers 2, chiar și pe ultima aia cu cercul, cu reversul monedei, parcă îi spunea. Puteam să jur că erau mai mult de 9 sau 10, deși parcă avea și un add-on disc.
Oricum, având același gameplay, predominant avea câteva mici diferențe pe aici și colo, am impresia că vânatul era afectat de păduri, de prezența lor. Pe lângă asta era identic, doar că era 3D și camera era oribilă și nu puteai să dai click pe o căprioară să vezi cum se mișcă de colo-colo, adică să rămână camera fixată pe ea. În 4 puteai fixa camera pe căprioare, pe iepuraș. Au înțeles în 4 care era treaba. În ăsta nu. În ăsta nu puteai. Au, sigur, omuliții erau animații hazlii cum încercau să decolezi, dar nu era același lucru. Și dacă faci un remake ad literam, adică nu adaptare, nu actualizare, ci un remake, măcar să te asiguri că reușești să capturezi aceeași atmosferă. Iar ediția aniversară pentru mine nu prea a reușit, pentru că Settlers 2 și acum arată splendid, este minunat, este frumos din calea afară de mult. Este o splendoare de pixeli. Nu am motiv să joc o variantă 3D care arată bine ce e drept, dar n-are același stil, aceea savoare. Când îi vezi pe acei omuleți cu 10 pixeli înălțime cum clipesc, când vezi rațele cum înnoată pe un lac și vezi asta într-un joc 2D, făcut pe vremea în care nici măcar Diablo nu a apărut încă, iar Diablo pentru mult timp mi s-a părut un joc fenomenal ca detaliu grafic. Și acum mi se pare grozav să compare acea splendoare a vremii sale cu un 3D bun, dar neremarcabil pentru prezent. N-are niciun fel de rost. 2D-ul pentru mine câștigă, pentru că 2D-ul era mai atmosferic, era mai... Știai că au depus efort considerabil ca să facă alea cum trebuie. Să arate exact așa la vremea sa. Dar a fost un lucru chiar hazliu pe care l-a făcut acest Settlers 2 Anniversary Edition. A explicat de ce nu sunt femei în joc. Pentru că au dispărut peste noapte. Asta explica absolut totul. Drept compensație pentru asta și pentru faptul că, în esență, cam niciun joc până acum n-avea personaje feminine. Ok, al treilea avea amazoanele, dar ca settler de rând nu erau decât bărbați de obicei. În următorul, în al șaselea, îmi vine să spun something of the something. Rise of a Kingdom, da, un nume foarte original care se întâmplă să fie și a unui film 300. În ăla erau personaje de tot felul, iar jocul a fost iarăși o îndepărtare de la planul original, de la standard, dar avea drumuri și avea anumite elemente descrise ca fiind 4X, pentru că atunci când te întindeai pe harta aveai ceva mai multe opțiuni, din câte au zis, iarăși nu l-am jucat. Dar e genul de chestie pe care o vedeam și în Settlers 7, pe care l-am jucat. Și la vremea sa, mi s-a părut singurul alt joc Settlers a cărui grafică să rivalizeze cu 2. Settlers 7 Paths to a Kingdom arăta la fel de bine ca Just Cause 2. Iar ca gameplay, avea drumuri, avea omuleți, avea clădiri modulare. Bine, partea cu clădiri modulare era prezentă și în cele anterioare, câteva din ele. În sensul că le puteai face upgrade, dar aici era ceva mai rafinat, parcă. Poate că nu este o istorie prea bună a unei serii întregi, când mă refer doar la 4-5 jocuri din serie. Dar dacă încep să fac istorii despre jocuri apărute în 2006 sau 2007, ceva ce practic am făcut deja, încep să mă simt prea bătrân. Și încă nu-s prea moșneac pentru slujba asta. Nu încă. Iar acum Ubisoft vrea ca să refacă Settlers din nou, ca să integreze un action RPG cooperativ în el. Nu sunt complet împotriva schimbării, împotriva evoluției, împotriva adăugării a ceva nou într-o serie stabilită, atât timp cât ceea ce adaugi nu este o tâmpenie. Acum, nu știu dacă va fi o tâmpenie, dar Settlers avea iarăși ca element de bază, ca filozofie de bază, acel Wusel Factor, sau Wusel Factor. Am uitat cum se pronunță. E termenul german pentru a descrie chestii mici, drăgălașe, care mișune de colo-colo. Când tu le controlezi direct, nu prea mai este același sentiment. Nu te mai uiți la o colonie de furnici cum construiește ceva.
și iei furnicile una câte una și le dai cap în cap. Iar controlul și mai direct asupra ceea ce se întâmplă, cum ar fi asupra unui erou care îl controlezi ca în Diablo, poate că este ceva de care seria Settlers n-ar trebui tocmai să se apropie atât de mult. Pentru că vorbim de o serie de, nici RTS-uri nu le-aș spune, sunt simulatoare de relaxare. Asta era pentru mine mereu Settlers, un joc de relaxare, indiferent cât de oribilă era ziua respectivă. Dacă puteam să mă întorc acasă, să dau drum la acel Pentium 1 amărât sau Pentium 2 mai târziu, mai fisticiu, care putea să ruleze Red Alert 2 și GTA 2 și chiar 3, și puteam să joc Settlers 2 câteva ore, văzând omuliții cu mișună, totul era bine, pentru o vreme. Astfel se încheie această serie dedicată jocurilor Settlers, până când încep cu Culture și o să amintesc chiar foarte mult de Settlers, sau Anno, și probabil voi face asta iar. Data viitoare un shooter ca să fie mai pe placul tuturor.